Bună, dragele mele, văd că sunteți 8. Din păcate, văd că tot așa ne lasă doar să facem live-ul. Nu cred că e bine așa. Mi se pare că nu se poate face live în poziția aceea de filmat. Încă nu primesc comentarii. Haideți să vedem cum facem. Îmi scrieți voi. Bună seara, doamna Elena! Încercăm să croșetăm caracatița pentru prematur. Mi-am dorit tare mult să o croșetăm live, să o facem împreună. Dar văd că din nou e telefonul invers și nu mă lasă să-l întorc. Servus, Teo! Eu știu că voi știți deja să croșetați, făcusem acel pol în grup și erau foarte multe începătoare care doreau să lucreze alături de noi. Sunt tare curioasă dacă vor putea așa, pentru că nu pot să-mi întorc telefonul. L-am activat să se rotească, dar văd că nu se rotește. Ce ziceți, oare să începem noi să croșetăm această caracatiță? Bună seara, doamna Violeta! Tare interesant! V-ați pregătit? V-ați pregătit cu fir, cu croșetă? Să vedem cine e pregătită să lucreze caracatița. O veți lucra cu mine, oare? Dacă da, aș începe. Spor să fie, doamna Violeta. Da, Alexandra. Mulțumesc că ești aici. Pentru trepied ca să lucrez, merge doar așa, în poziția asta, la mine. Haideți, dacă eventual să încercăm. Îmi ziceți voi dacă vedeți, bine? Eu încep, da? Dacă aveți la voi un bumbac mercerizat, sau bumbac, de fapt. Eu am un bumbac mercerizat, am o croșetă de 2,25. Mai ați avea nevoie de niște umplutură și un marcator și la sfârșit o forfecuță. Cam astea ar fi necesare astăzi. Eu o să încep să lucrez caracatița și văd că vă pot urmări. Vă pot urmări comentariile. Luiza, știi cumva cum pot da comentariile la o parte? Oare? Da, dacă apeși pe căsuța aceea de chat, ai trei opțiuni. Să-ți arate top chat, live chat sau non. Și acolo dacă alegi să-ți ascunde toate comentariile, ar trebui să se poată. Bună seara, doamna Carmen Cristea! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Am zis că o să croșetez cu voi caracatița pentru prematuri. Haideți să încep eu cu cercul magic. Acum, dacă sunteți începătoare și n-ați mai făcut un cerc magic, nu știu dacă o să vă dați seama cum îl fac eu, vă arăt așa. Da? Cercul magic.
În mod normal ar trebui să aveți un pic de cunoștință despre cercul magic și piciorușele scurte, pentru că na, nu se poate lucra chiar din prima. Bună seara, doamnă Dana! Ia să vedem dacă cineva e pregătit să lucreze cu mine. Sunt tare curioasă, da? Deci începem cu cercul magic în care lucrăm ca de obicei. Bun. Pentru următorul rând, înmulțim în fiecare picioruș. Ca de obicei, câte o înmulțire în fiecare picioruș, fără să unim, da? Mergem în spirală. Facem în rândul 2, 12 piciorușe scurte. Eu le-am lucrat de data asta așa în V. Voi lucrați cum sunteți obișnuite. Câte piciorușe scurte? Deci, în cercul magic începem cu 6 piciorușe scurte. Iar la rândul 2, înmulțim în fiecare picioruș scurt până la capătul rândului. Și avem la sfârșitul rândului 2, 12 piciorușe scurte. Voi folosiți marcatoare. Dacă sunteți începătoare, aici, în început de rând 3, vă puneți un marcator. La rândul 3 facem un picioruș scurt și o înmulțire. Până la capătul rândului vom avea 18 piciorușe scurte. Eu știu că voi lucrați și nu puteți să scrieți și comentarii, dar sunt tare curioasă dacă câte dintre voi faceți cu mine caracatița. Și câte caracatițe o să avem după ora asta? Dacă îmi scrieți un da sau eu, știu cu cine lucrez. Cred că v-ați întors și voi telefoanele, nu-i așa? Tare îmi pare rău că nu accept opțiunea asta de filmat. Eu am terminat rândul 3. Așa. Rândului vom avea 24. Să-mi spuneți dacă e totul în regulă, că nu mai mi-intră comentarii și mă tem. Mă tem să nu fie vreo problemă. Totul e ok. Bine, mersi, Ale. Să-mi ascund din nou mesajele aici. Bun. Rândul 4. Am zis două piciorușe scurte și o înmulțire până la capătul rândului. Avem 24. Luiza, tu lucrezi tare, mă bucur, mai ai umplutură? Eu te las să lucrezi, nu-ți mai pun întrebări. Și Dana lucrează cu noi? Alexandra ne susține. Bun. Carmen Cristea, din păcate, eu nu. Termin un ursuleț în alt video al dumneavoastră. Vă apreciez tare mult. Mi-ați umplut multe zile aici în magazinul cu handmade. Ba da, doamna Violeta, la sfârșitul rândului 3 sunt 18 piciorușe simple. Eu am trecut deja la rândul 4, unde facem două piciorușe simple și o înmulțire și la sfârșit avem 24, da?
Doamna Carmen, nu știu dacă sunteți deja în grupul Secretele Croșetei Fermecate, să ne trimiteți și nouă, o poză cu ce lucrați și o să vă spun că am o surpriză frumoasă pentru voi, cele care lucrați alături de mine. De-abia aștept să vă dezvălui. Eu am terminat rândul 4 și am 24. 3 piciorușe simple și o înmulțire. Până la capătul rândului avem 30. Și dacă ați observat, cam așa, cam așa încep toate jucăriile, majoritatea. Cu cerc magic, 6 piciorușe scurte în cercul magic, apoi 12 în rândul 2, 18 în rândul 3, 24 în rândul 4, 30 în rândul 5. Da? Noi suntem la rândul 5 și o înmulțire. Eu vă las, nu vă mai pun întrebări pentru că chiar vreau să lucrăm împreună, dar o să mai vorbesc eu. Tare mă bucur că sunteți aici. Să vedem câte suntem. 9 cu Alexandra. Alexandra care în curând cred eu că o să se apuce de croșetat. Ea se ocupă cu optimizarea canalului video, ne pune etichetele, ne pune descrierile la fiecare video. O să vedeți dacă vă uitați ce frumos le-a făcut. Așa, și cred că în curând o să se apuce de croșetat. Oare vă țineți după mine? Cred că da, așa-i. Trei, patru, cinci. Am ajuns la rândul 6 și e ultimul cu înmulțiri, în care voi face 4 piciorușe scurte. 3, 4 și o înmulțire. Până la capătul rândului o să am 36. Doamna Elena, nu prea ce? Nu cred că nu vă țineți după mine dumneavoastră. Să-mi spuneți, dacă merg prea repede, eu vă aștept. M-ați pierdut? Eu termin rândul 6 cu 36 de piciorușe scurte. Și să știți că vă aștept. 1, 2, 3, 4. 'M-ați pierdut, doamna Elena. Nu cred că ați rămas în urmă, dumneavoastră care croșetați de atâta timp. Știu că știți oricum că deja faceți jucării frumoase, dar eu vă aștept un pic la final de rând, când o să povestim un pic despre aceste caracatițe. Unu, doi, trei, patru. Vă place firul meu? 5, 6, 3. Ah, eu am terminat. Scuze, nu mă duc mai departe. Am terminat rândul 6 și am 36 de piciorușe simple, da? De aici nu o să mai înmulțim. Tata, așa. Așa. Am reușit să mă țin după dumneavoastră. Ha-ha! Ce bine, doamna Violeta, mă bucur. Mă bucur. Acum, după rândul acesta, rândul 6, nu o să mai înmulțim și o să mergem de la rândul 7 până la rândul 12 cu câte un picioruș scurt. Și am zis că o să vă povestesc despre
caracatițele acestea, mie mi se pare fascinant cum ele ajută prematurii și am vorbit cu un medic pediatru, un medic care chiar lucrează cu bebeluși prematuri și mi-a spus că sunt minunate și că liniștesc copiii acolo prematurii, bineînțeles, în spitale de obicei. Au ceva, nu multe, și nu întotdeauna suficiențe pentru toți prematurii, ei oricum le refolosesc. De aceea e foarte important să avem un material de calitate, cum e bumbacul. E important să fie una din aceasta de tip Super Bowl, pentru că dacă umplem noi cu altceva, se va strica la spălare. Na, și ideea e să le poată refolosi. Era foarte comică o povestire cu caracatița, după care mi-a venit și mie ideea să lucrăm împreună acestea și să le donăm la spitale. Povestea această doctoriță că se atașează până și mămicile, care, na, trec printr-o perioadă mai dificilă cu bebelușii în maternitate, cu prematurii, și se atașează până și mămicile de aceste caracatițe și vor să le ia cu ele. Mie mi-ar plăcea să facem multe, multe, multe și să le dăm, să umplem toate spitalele de caracatițe și să le poată lua cu ele, să fie asta un cadou după atâta chinuială și, na, tare mi-ar plăcea. Și ideea este că oricum se lucrează destul de rapid, deci nu e un proiect atât de dificil încât să nu se merite efortul sau, cum să zic, să fie pentru noi un așa de mare efort. 3, 5, sunt la rândul 8. Deci v-am zis că până la rândul 12 inclusiv mergem cu 36 de piciorușe scurte. Iar voi? Iar voi folosiți marcatorul dacă vă ajută mai mult. Pe mine m-ar încurca acum. Așa. Daniela îmi zice, luni mă apuc și eu, Georgi, promit. Și acum m-aș apuca, dar mică se vor simți musafirii prost. Na. Daniela, să știi că eu mai croșetesc când am musafiri și nu se simte nimeni. Adică pe mine deja mă cunoaște lumea. Bine, de fapt mi-au mai zis și mie ce-i drept, că mai oprește-te. Dar nu e nicio problemă, Daniela, stai liniștit. Ales câte veți avea, îmi spuneți voi, dacă vreți să mi le trimiteți mie, să le adun eu și să le duc la spital, le-aș duce bine aici, în Cluj, la maternitate, dar puteți să faceți și voi și să mergeți cu ele la maternități, să știți că, cum să zic, în maternități, beneficiile acestor caracatițe croșetate sunt cunoscute. Nu cred că o să refuze nimeni o caracatiță. Eu cu mare drag le adun dacă vreți, dacă nu știți unde să mergeți cu ele sau cum să faceți, dar puteți să mergeți și voi, cum ziceam, când aveți, câte aveți, cred că în fiecare oraș e nevoie de ele. Așa. Și Teo lucrează cu noi, Teodora, despre care v-am mai povestit, că are 13 ani și s-a apucat de croșetat după tutorialele mele. O mândrie. Și săptămâna trecută mi-a mai scris o fată de 12 ani că lucrează. Că lucrează cu noi, croșetează și a făcut multe jucării. Deja am invitat-o și pe ea pe grupul nostru, dar nu cred că a venit încă. O așteptăm cu drag. Mie mi se pare nemaipomenit dacă fetițele
Așa tinere se apucă de croșetat. Mai avem o șansă, nu? Alexandra îmi zice că eu nu mă apuc de croșetat încă, dar îmi place foarte mult comunitatea voastră și jucăriile voastre sunt wow. Mulțumim, Alexandra, da, știu că ești fascinată de... Îi place foarte mult și îmi zice că suntem unite, că totuși ne întâlnim, povestim, vede comentariile, lumea lucrează, vede în grupul nostru Secretele Croșete Fermecate că toată lumea e activă și place, bineînțeles. Mai are puțin și se apucă. Eu un pic, na, dar îmi pare rău că avea dreptate Alexandra, îmi zicea, hai Georgi să testăm, hai să testăm, sinceră să fiu. Parcă am avut mai mari emoții de testat decât de live-ul cu voi, nu știu de ce și probabil dacă testam nici nu-l mai făceam, știți? Că vedeam că nu merge. Că nu merge, am și funcția aceea de rotație automată, o activată și nu merge, tot așa se vede. Acum, cred că începătoare de la 0, oricum nu ar fi putut să lucreze cu noi proiectul, pentru că, na, totuși să iei de la zero fiecare mișcare, să o explici într-un live, cred că nu e posibil. Merge încet la început. 3, 5, 3, 10, 11, 12. Însă la rândul 12, dar doar aici îmi începe. M-a întrebat cineva că eu de unde lucrez așa? Cum lucrez așa fără marcatori? Și mi-am dat seama că da, într-adevăr, la început era imposibil. Chiar am încercat la un moment dat jucăriile și nu mi-au ieșit. Pentru că n-am folosit marcator și... Na, nici nu vedeam unde începe rândul, dar acum pot urmări și vă arăt. Vă arăt acum. Hop. Deci, ce mai important, opa, scuze, ce mai e important la caracatițele astea e să n-aveți găurele, da? Să nu iasă cumva umplutura sau așa. Să adaptați croșeta la fir, să nu fie găuri mari, că se strică. La 90 de grade, voi știți că se întâmplă multe. Vreau să caut eu eticheta la bumbacul meu să văd dacă scrie. Umiditate e necesar pentru dezinfectare. Cum stați? Că eu... Stai să vedem cum stau eu. 3, 5, 3, 10. Eu am terminat de mult rândul 12. Așa, uitați așa, urmăresc eu. Aici știu că am făcut 6 și aici se vede ultima înmulțire de în rândul 2. Și de aici mă duc iar înmulțire, 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 înmulțire și urmăresc. Pac, 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 aici. Până aici mi capătul rândului, 12. Vă mai aștept un pic. Sper că vă place. Haideți că merge repede, nu? Cât e ceasul? 25 de minute, avem jumătate de caracatiță. Eu așa mi-am programat să o facem într-o oră. Rândul 13, începem scăderile. Da? Oare să vă mai aștept? Știu că lucrați și nu vreau să vă pun să vă opriți și să-mi scrieți comentarii de fiecare dată. Așa că o să fac la rândul 13.
patru piciorușe scurte și o scădere. Și ne întoarcem deci la 30 de piciorușe scurte. Pentru că repetăm asta. 1, 2, 3, 4 și o scădere până la capătul rândului. Suntem 10. Dacă vă plac live-urile, să știți că putem să facem așa în fiecare sâmbătă sau odată la două sâmbete, dar poziționez eu telefonul și nu mai lucrăm împreună, cel puțin până îmi spuneți voi că mai fac eu așa poluri și îmi spuneți cum vreți, dar eu zic că pentru întrebări sau așa, sezătoare online, mi se pare foarte faină ideea, să ținem legătura. Puteți să-mi trimiteți întrebări la care să răspund cu orice. Tehnici, dacă ați mai văzut ceva la mine și vă interesează, pot să adun întrebări și să zic o dată la 2 săptămâni, ca să nu fie așa de des, putem face un live. Numai că atunci cu telefonul nu întrepied, că eu nu pot să-l pun decât în poziția asta. Sau să-mi iau eu alt trepied. Haideți să vedem dacă m-am descurcat, că eu nu prea am fost atentă. 1, 2, 3. Da. Așa mă și verific că acum sunt la final de rând și număr 1, 2, 3, 4 și al cincelea. Deci e ok. Mi-a rămas bine. Și următorul rând, rândul 14, o să mă duc cu cât un picioruș scurt în fiecare ochi. Și o să termin, ghiciți unde, fix în ultima scădere. Așa mă verific eu. Dar nu trebuie să forțați chestia asta. Zic eu, e ok cu marcatorul. Mă, pe mine mama ajută la treaba asta cu filmarea. Că nu mai tot scot și bag marcatorul și am treaba lui. Ei, cum sunteți? Nu mai zice nimeni nimic. Suntem 11. Pe Alexandra nu punem. Să zicem că terminăm cu 10 caracatițe. 10 cu a mea, 11. Vai, cum ar fi? O mare bucurie pentru mine, sincer. Am fructificat ora asta de-a dreptul. Aș fi putut să o crozetez singură. Și să zic că ăsta e ajutorul meu pentru prematuri, dar așa e mult mai productiv. Mă bucur tare mult că sunteți alături de mine și mă susțineți, dar nu doar cu caracatița și cu toate. Bun. Mai am un pic. Și termin rândul 14. Din nou scăderi și fac 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Și o scădere. În caz că ați rămas în urmă și nu vă descurcați sau nu mai știți ce trebuie să faceți, haideți să repetăm. Lucrăm de la rândul 7 la rândul 12, 36 de piciorușe scurte. La rândul 13 facem 4 piciorușe scurte și o scădere, rămânem cu 30 și rândul 14 facem 30. După care rândul 15 facem 3 piciorușe scurte și o scădere. 1, 2, 3 și o scădere. Hop. Scăderile le facem invizibile, ceea ce înseamnă că luăm doar din bucla din spate, din bucla din față, scuze. Da? Și aici rămân buclele
Libere. E mult, de asta e și zice scădere invizibilă, că seamănă foarte tare cu un picioruș. Nu se vede, pe când dacă băgați în amândouă, la scădere se vede. Se vede așa o... Stai că vă arăt. Mult mai pronunțată, vedeți? Eu am folosit mult timp scăderea așa, nu invizibilă. Mult timp am folosit-o la jucării până am descoperit. De aceea mă bucur că pe voi vă pot ajuta cu atâtea informații. Bun, eu am terminat rândul 15 și am 24. Încă mai sunteți cu mine? Da, văd că acum suntem 13. Vă salut pe toate care participați la așezătoarea mea online. Noi și voi face câte un picioruș scurt în fiecare picioruș al rândului anterior, deci 24 de piciorușe scurte. Așa. Teo, de-abia aștept să-ți văd caracatița. Va ieși miculuță, dar să știți că astea așa trebuie să fie. Cam cât ne încape în palmă, pentru că bebelușii ăștia sunt atât de mumiculuți. Dragii de ei. Tare mi-aș dori să lucrăm atâta de multe încât o perioadă să poată mămicile să ducă caracatițele acasă. Știu că a fost o acțiune destul de mare în România, nu știu, acum un an sau... N-am mai văzut acțiunea să fie activă. Adică știu sigur că doamnele ar mai aduna, dar n-am văzut lumea să ducă la Octopus România. Ceva grup era. Așa, am terminat rândul 16 și la rândul 17 o să fac din nou scăderi și o să rămân cu 18. Deci fac două piciorușe scurte și o scădere până la capătul rândului. O facem dintr-o bucată, caracatița noastră. Deci nu va fi niciun pericol la spălare. Asta e sigur. Deci dacă o facem dintr-un singur fir, fără noduri, fără... Da? Dacă materialul e bumbac, pentru că acrilul la 90 de grade cred că se topește, sincer. Și amestecurile astea de bumbac și acril nu ar rezista la așa temperaturi înalte. Am ajuns la finalul rândului. Am 18 piciorușe și o să-mi bag un pic de umplutură. Începem să umplem caracatița. O umplem bine, dar nu nici prea mult, deci să, cum să zic, după simț așa. Încercați să nu rămână prea moale, să se simtă găuri, așa cum să zic.
dar nici prea tare. Când începe să-și schimbe forma, atunci vă opriți. Și cum v-am arătat și în filmulețul acela de la Trucul de Luni, întotdeauna încerc din mijloc să o trimit pe margini, că atunci se simte destul de bine. Așa. Avem 37 de minute și începem tentaculele. Să vedem. Sinceră să fiu, aș vrea să fac un model. Haideți să. Un model, cum vă ziceam, să nu rupem firul deloc, da? Deci, sper că sunteți cu mine, adică ați ajuns oare la rândul acesta. Să mai aștept un pic. 3, 5, 3, 10, 3, 15, 16, 17. La rândul 17 avem 18 piciorușe simple. Curcă merge să citesc comentariile. Îmi pare rău de poziția asta. O să-mi spuneți voi. Poate povestim un pic pe grupul Secretele Croșetei Fermecate despre live. Cât de greu v-a fost să lucrați, cum ați făcut. Sunt tare curioasă. Eu am făcut acolo la umplutură. Mai bag un pic. Uitați ce drăguță e. Și miculuță, draga de ea. Super. Deci am terminat cu corpul caracatiței. Și o să continuăm cu tentaculele. Îmi ziceți când să mă apuc? Luiza, eu am ajuns, fug de la cuptor la croșetă. Am primit și să pun lichid pe telefon de la băiețelul meu. Croșetez periculos. Eu i-am scos afară, Liza. Am zis că ar fi fost mult prea periculos să stea în casă. În timpul live-ului s-ar fi putut să-mi dărâme trepiedul sau cine știe ce. Doamna Violeta, începem? Îmi spuneți. Cine mai face? Doamna Elena? Faceți cu mine. Că văd că suntem tot nouă. Gata. Bun. Trecem la tentacule. Și o să lucrăm doar în bucla din față. Rândul acesta, da? Intrăm cu un picioruș alunecat în primul ochi în bucla din față. Și lăsăm buclele din spate neatinse. Știți de ce? Pentru că după ce terminăm cu tentaculele, vom închide partea asta, vom lucra din buclele din spate, vom face 12 și 6. Vom scădea mai departe, 12 piciorușe și 6, știți? Deci am intrat în primul cu un picioruș alunecat și fac, aici va trebui să tac și eu, că voi face. Bine, vă dați seama că nu-i bătut în cuie. Câte ochiul lanțul? 50 am făcut eu. Da, asta vreau să vă zic.
Că nu-i bătut în cuie să fie fix 50. Puteți să faceți 49, 48, 51. Slab netul meu? Oare nu mă mai auziți? Sau ceva probleme? Mă întrerup? Câte ochiul lanțul, da. Deci am zis 50. 50 aproximativ. Acum câte? 49, 48, 50, 51, 52, pe acolo, da? Doamna Violeta, ziceați că e slab netul meu? Mă întrerup, oare? Să-mi spuneți. Am făcut 50 și o să mă întorc. Las două piciorușe, două ochiuri libere și intru în al treilea de la croșetă, da? Asta e croșeta, 1, 2 și în al treilea. Al dumneavoastră, bun. În al treilea mă întorc și lucrez. O să fac piciorușe reduse, da? Și fac trei piciorușe reduse în fiecare ochi până sus. Și uitați, așa facem noi tentaculele. Trei piciorușe scurte în fiecare ochi până sus. Deci nu al meu. Să-mi ziceți dacă cumva, de acum ați fi zis dacă mă întrerupeam sau dacă trebuie să repet ceva. Bine. Și așa mergem, doamnelor. Acum ne nebunim de cap până terminăm tentaculele. În mod normal trebuie să fie 8 tentaculele. Tentacule. Da? Că îi zice octopus. Alexandra, înregistrarea live-ului va rămâne pe YouTube. Dacă vreți să vă mai uitați la o parte din video, da. O lăsăm, Alexandra. Mă descurc. Sper că, da, dacă doamnele lucrează în rând cu mine, cred că am făcut treabă bună, chiar dacă mie iarăși invers. Se pare că se pot face live-uri doar din poziția aceea, pentru că am activat funcția expre să mi se rotească, dar telefonul între piept nu pot să-l pun decât așa. Nici n-am cel mai bun trepied, recunosc, și va trebui să investesc în unul mai performant care să mă ajute mai mult. Iar pe viitor, dacă mai doriți live-uri, să ne întâlnim sâmbătă seara la un frappe, cum zice Luiza. Luiza mă întreabă, piciorușe reduse sau scurte? Reduse, Luiza. Să fie mai măricele. Să vedeți. Și după aceea o să trebuiască să le aranjăm, că nu ies ele fix cum trebuie. Aranjăm spirala. Piciorușe reduse sau poți să faci chiar și piciorușe cum vrei. Eu le fac reduse pentru că mi se pare că e atâta de mititică, scumpa de ea. Chiar putem alterna, mă gândesc. Putem încerca să știi că eu n-am făcut cu piciorușe scurte până acum. Mă gândeam să fie țapăne tentaculele astea, să le simtă bebelușa, bebelușii de fapt. Voi cum le faceți? Le faceți scurte sau? Nu, cred că nu-i. Deci, nu-i bătut în cuie, asta e sigur. Din acestea în care se alternează o tentaculă din aceasta, în spirală, așa, cu una în care să zicem că lucrăm 25-30 de piciorușe scurte. Da, deci ochiuri și piciorușe scurte. Un picioruș scurt în fiecare ochi. Totuși se va. Să va vedea frumos și așa, dar nu, dacă le facem special pentru maternități și exact aceste tentacule ajută prematurii, mă gândesc că le facem cum trebuie.
Da. E cald și la voi a venit căldura, a venit în sfârșit vara. Nici nu mă plâng, nu o să mă plâng că mi-e cald, știți cum suntem noi. Iarna ne plângem când vrem vară și vara ne plângem că e prea cald. Suntem 12, pentru cele care ați venit mai târziu, avem o șezătoare online și croșetez împreună cu urmăritoarele, caracatițe pentru prematuri. Ce ziceți? Îmi puneți poze pe grup. Pe grupul Secretele Croșetei Fermecate. Cine nu e încă în grup, puteți veni pentru că acolo ne bucurăm de reușitele fiecăruia. Nu doar după tutorialele mele, dar în principiu este vorba despre jucării croșetate. N-aș putea să vă ajut cu haine sau cu papuci sau. Nu mă prea pricep. Papuci n-am lucrat chiar niciodată. Am făcut botoșei doar. Nici haine. Am încercat, în schimb, să-mi fac mie câteva chestii, dar nu mi-a ieșit nici măcar un maieu, să știți. Îmi ieșeau prea mici. Nu știam nici să le măsor. Tot timpul. Am încercat un maieu. Ce am mai încercat? Oh, vai, am încercat tot un maieu, era dar tricotat. Da, de nicio culoare nu mi-a ieșit. Ăla nici atâta. Sunt începătoare la tricotat, știu așa să montez ochiurile, știu să fac ochiuri pe față, ochiuri pe dos și mai nou am văzut pe dreapta. Dacă, nu știu dacă ați văzut păturica Danielei de la Yarny Tales, am început-o. Așa, să mai schimb atmosfera după atâtea jucării. Vai, eu stau nemișcată aici. Nu știu de ce nu mă mișc un pic de picioare. Na. Tentaculele, e ceva de lucru la ele. Că facem 3 piciorușe în fiecare ochi și avem, să zic, vreo 47 ori 3. Dar nu avem multe, nu? 8 să fie. Mai puteți? Cum sunteți? M-ați ajuns, așa-i? Faceți și voi la piciorușe reduse sau cum le-ați făcut? Puteți să luați o pauză și să mai îmi scrieți. Mă simt singură, deși că văd că suntem 10. Aici sus, aveți grijă dacă vi s-a răsucit cumva lănțișorul. Mie mi s-a răsucise, dar am învârtit din cap. Eu mai am două și încerc să intru penul. Doamna Violeta, sunteți în grupul nostru. Să mă scuzați dacă. Poate că cu alt nume. Nu cred că am văzut. Am terminat și mă leg de următorul picioruș scurt de aici, de sus. Mă leg, da?
și o să mă duc în următorul, tot așa cu un picioruș. Dar nu uitați să vă lăsați acolo, deci numai în bucla din față lucrăm. Acolo în spate o să facem, o să continuăm cu scăderile, bine? Am făcut eu o tentaculă și acum mi-o aranjez frumos. Da, așa trebuie să o facem spirală. Să vedem cum este. O ajutați pe ea un pic, că după aceea ea stă. Doar că, na. Trebuie ajutată. Doamna Violeta îmi zice că nu e în grup. Păi să veniți în grup, doamna Violeta. Secretele croșete fermecate, da? Îmi place tare mult atmosfera din grupul nostru. Nu suntem nici măcar 100, dar vă așteptăm cu drag, în număr cât mai mare. Dar e vorba doar de jucării, da? Până acum doar jucării au fost postate. Și ne bucurăm de reușita fiecăreia, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Nu sunt doar jucării după tutorialele mele, cum am zis. Cine ce lucrează, ne arată. Ne inspirăm, ne bucurăm una pentru cealaltă și atmosfera e foarte drăguță. Asta nu o să permit eu să se schimbe vreodată. Na, cam așa o să fie. Mega drăguță. Așa e și ce micuță. Super. Eu e draga de tine. Ce miculuțe. No, și acum facem același lucru cu număr 3. Am 50. Și zic să continui eu așa cu piciorușele reduse, că-s faine, nu? Ar fi mai micuță cu piciorușe simple. Nu, că mi s-au încurcat aici. Tu vrei să faci nod? Nu, te las în pace. Bun. Și mă întorc. La fel, în al treilea ochi de la croșetă fac primul picioruș scurt, redus, scuze, să nu vă încurc cumva. Și apoi până sus. Sunteți sarnice, că văd că nu vorbiți, deci lucrăm împreună, da? Vorbesc eu ca o moară stricată. Să știți că tare sunt bucuroasă pentru că lucrăm împreună și două dacă am fi făcut într-o oră, având în vedere că eu n-aș fi reușit singură să fac. Hai că o să trecem de o oră, dar o să fie mai multe caracatițe. Teo, te descurci? Mai poți? Mai ești cu noi? Pe Teo, dacă o să se țină de treabă, că vine perioada adolescenței, dacă o să se țină de treabă și o să treacă de 20 de ani și o să mai croșeteze, până la bătrânețe îi las ei canalul. Așa m-am gândit eu. Eu în liceu mai lucram. Mai lucram. Și, Doamne, țin minte că lucram și în timpul orelor. De exemplu, la ora de latină, doamna noastră profesoară ne povestea tot felul de povești despre despre ce ne povestea ea.
Sunt la prima tentaculă, zice Teo. Super. Deci, în timp ce povestea doamna profesoară ce avea ea de zis, eu croșetam. Și îmi făceam fată de masă. Și îmi zicea, stăteam și în prima bancă. Și îmi zicea, ce faci colceriu acolo? Îmi fac zestea, doamna profesoară. Păi pot să vă ascult și să croșetez. Fac două lucruri odată. Nu pierd vremea, zic. Da, când aveam timp, croșetam și în liceu, să știți. După liceu n-am mai croșetat, din păcate. Am avut o perioadă în care am uitat, na, în facultate. Apoi am lucrat m-am angajat pentru o firmă din Germania, pentru că eu am făcut în Sighișoara limba germană. Și m-am angajat făceam contabilitatea cumva pentru o firmă din Germania. Era așa, era un departament în care eram 90 de persoane. Deci, na. Și aveam undeva la 120 de telefoane în medie pe zi, ajungeam până la 200. Violeta zice, între prima și a doua tentaculă, avem ochi sau nu? Violeta, m-am dus, m-am lipit de următorul ochi cu un picioruș alunecat și am trecut cu picioruș alunecat încă o dată în următorul. Deci nu las practic spațiu. Mă leg de următorul și apoi trec în următorul de unde încep din nou lanțul. Știi cum zic? După ce termin tentacula, aici sus. Hai, că așa pot să arăt. După ce am terminat și am ajuns sus, în următorul ochi o să mă prind cu un picioruș scurt, alunecat, scuze. Da? Tot așa în bucla din față. Și apoi încă un picioruș alunecat în următoarea buclă din față. Aveam undeva la în medie 120 de telefoane de la clienți, adică și sunam eu și mă sunau ei. Și după vreo 2 ani și ceva am plecat de acolo, mi-am găsit altceva de lucru, unde lucrez și acum. Și cred că după câteva luni deja iar vreau să-mi dau demisia. Mi se părea că nici aia nu mi se potrivește și cumva simțeam că unde mi-e locul meu, dar ce mi-a, nu-mi place, nu că nu-mi plăcea, dar asta-i tot. Cam asta mă gândeam, no bun, și asta-i tot. Și ce îmi place mie de fapt să fac? Erau întrebările ce mă frământau și mi-am răspuns când am trecut pe lângă o mercerie. Am intrat, mi-am luat coroșetă, mi-am luat încă și acum mai le țin minte, 3 gheme de bumbac. Și am început de am făcut cu piciorușe scurte, așa, pătrățele de agățat oalele. De acolo m-am apucat de păturici. Am lucrat și la păturici o grămadă. Odată mi-am rupt ligamentele la un picior și o lună trebuie să stau la pat. La ce gândiți că m-am supărat? Voi ce ziceți? M-am supărat că trebuia să stau o lună în pat. Două pături am făcut într-o lună. Doamne. Cred că cine ne aude, eu știu că și voi sunteți majoritatea așa, e o pasiune cu simptome comune. Dacă cine ne mai aude, zice că suntem cam duse de acasă. Merg greu tentaculele fetelor. Avem de lucru. Am trecut de o oră, 63 de minute și avem două tentacule. Eu cel puțin nu le-am gata nici pe astea. Și mai trebuie să facem. Ia să vedem, mai sunteți cu mine? Oh, suntem 15.
pentru cele care ați venit mai târziu, îmi spuneți dacă vreți să vă apucați de făcut caracatița, eu pot să repet toată scrisul. Ia să vedem dacă pun aici. Se vede schema. Așa. Facem caracatițe pentru bebelușii prematuri și le ducem la spitale. Să aibă, pentru că nu sunt destule, se refolosesc și chiar și așa, să știți că nu au pentru toate câteodată. Și aici în Cluj, știu eu o mămică ce a născut prematur și am întrebat-o dacă a avut și a zis, vai, nu și ce mi-aș fi dorit. Am zis că nu erau atunci. Probabil nu erau destule și ei nu i-au mai pus. Dar zice că tare liniștesc când se joacă cu tentaculele, când le simt așa pe lângă ei, dau cu mânuța prin ele și ei sunt legați la tot felul de aparate și au tot felul de fire. Și, na, îi liniștește. Mai bine se joacă cu astea, vă dați seama, decât să tragă de firicelele alea. Mi s-a părut interesant asta, că de fapt și bebelușii ca bebelușii, da, că îi liniștesc, da, dragii de ei, ce știu ei. Mi s-a părut drăguț că se atașează și mamele de caracatițe și ar vrea să le ia amintire, vă dați seama. Și multe dintre ele își doresc, își comandă caracatițe asemănătoare cu ce au avut. De fapt, cam așa a pornit și povestea noastră cu caracatițele. O mămică care se atașase foarte tare de caracatița din maternitate. A vrut să o ia cu ea. A zis că și-a uitat-o în prima fază. A crezut că a uitat-o ea și i se părea, cred că, normal. Și mie mi s-ar părea normal să o primească, dar ei le refolosesc. Na. Și asta mi se pare normal, că dacă le speli la 90 de grade se dezinfectează și eu să vă aduc aminte într-una să mai lucrați și câte o caracatiță la un film cu musafirii. Daniela, ce zici? Mai ești cu noi? Nu ți-o pleca musafirii? Am ajuns din nou sus. Mai fac o dată tot la fel, ca să mi se așeze frumos. Mă gândesc eu că intru cu picioruș scurt și mi-l leg. Vedeți? Se aranjează destul de frumos. Și intru tot în... Aici să nu uitați că lucrăm tot în bucla din față, da? Bun, am două, câte mai ne trebuie? O grămadă. 6. Stai să iau o pauză, să-mi trag sufletul. Bun, trecem mai departe. Oare am intrat în următorul? Ce am făcut? Că nu mai știu, da, am intrat în următorul. Și îmi fac iarăși lanțul. Bun, am 50. Acum v-am zis că nu-i niciun necaz dacă sunt mai multe cu una, mai puține cu una. Eu îmi aranjez tentaculele și spiralele la sfârșit. Mă, dar ce ai? Iar mi s-a încurcat firul pe aici.
Și mă apuc de a treia tentacule. Ce ziceți, sunt rapidă? E cineva care e înaintea mea. Sunt curioasă. Nu cred că sunteți înaintea mea, așa-i? Hop. Luiza, eu sunt înainte, du-te! Nu știu cum am reușit asta, de obicei nu mă pot ține după tine. Păi nu te poți ține după mine când e tutorialul, că taie, adică, na, tutorialul merge mai repede, vă dați seama dacă aș lucra la o jucărie non-stop, cum facem acum, adică chiar pas cu pas, cât ar dura un tutorial? Cât ar dura? De-aia nu te poți ține la tutoriale, dar la câte le-ai ești, Luiza? Mai ia o pauză, ce să zic? La câta tentaculă ești? Auzi la ea, acum mai ambiționat, stai să te prind eu. Să știți că am fost aici în Cluj mai de mult. Aveam doar pe Darius și ne-am dus în parc și am văzut că era la jumătatea celei de-a treia. Oh, stai că te prind. Era ziua croșetatului și se ținea. Este aici în Cluj o doamnă foarte drăguță, doamna Gabi Barbu, și s-a ocupat atunci de organizare și am fost la concurs de croșeta lanț. Era. Și cred că am luat locul 2. Că mi-a apărut Darius în mijlocul acțiunii și m-a detronat. Sunt sigură. Bine, și nu aveam croșeta mea, nu aveam firul meu, că nu mă prindeau ele. Glumesc. E bine și locul 2. Când mă apuc odată cu tine, înainte să fie tăiată, îi pierd. Serios? Nu, vezi, păi da, eu vorbesc aici, Luiza, tu ești liniștită cu... Doamne, mie îmi plac șezăturile astea, să știți. Dar, na, bineînțeles că... Îți curioasă dacă lucrează și începători cu noi. Dar să vedem cum ne organizăm, să mai facem. Facem o dată la 2 săptămâni, o întâlnire live, cu telefonul drept, mă gândesc. Să-mi iau un trepied, să-l țin drept și lucrăm eventual așa fiecare, știți? Nu mai au mânuțele. La mine gata e a doua. A doua tentaculă, ziceți, da? Ah, nu sunteți tare în urmă, doamna Violeta. Mă prindeți acușica. Eu m-am cam obosit, că stau în picioare. Imediat mă prindeți. Nu că mă grăbesc, stați că mă grăbesc. Vouă, vă plac? Mie îmi place șezătoarea asta. Te-am întrecut, îmi zice și doamna Elena Popescu. Ei! Acum mă sperii că să nu vă plictisesc. Până mă... Că trebuie să vă întrec ca să vă arăt. Dar cred că știți și voi cum merge mai departe, așa-i? Îmi ziceți când ați terminat tentaculele și eu vă zic cum mergeți mai departe dacă nu știți. Dar cred că știți. Păi da, doamna Elena, dumneavoastră ați fost tare, tare liniștit acolo. N-ați scris nimic. De-abia aștept să vă văd caracatițele. Chiar sunt bucuroasă, serios.
Nu mai simt oboseala, dar m-am hotărât să-mi iau un alt trepied. Astăzi am luat hotărârea. Acum. Sincer, nu cred că făceam live-ul dacă știam că nu merge. Că nu merge, nu se rotește automat. După live-ul ce l-am făcut în grupul nostru, mi-a zis bazat pe asta. Dar trebuie ținut în poziția aceea. E tare ciudat. Mie mi se pare tare ciudat pentru că de filmat trebuie în poziția asta, cum e în tutoriale, știți? M-ați întrecut toate. Mai, să știți că acum eu deja vedeți că m-am liniștit, nu mai vorbesc atâta. Să vă ajung. V-ați aranjat și tentaculele, să le faceți spirale. Am trei, imediat. Vedeți că aici nu e nicio lege, așa. Puteți să le faceți chiar și cu piciorușe duble, cred că. Și cred că și cu simple arată ok. E, acum o să dau din casă, așa, dar trebuie să vă întreb dacă vreuna dintre voi știți cum arată piciorușul redus, extins. Ești curioasă dacă știe cineva cum arată piciorușul, dacă ați mai auzit de piciorușul redus extins. Hai, mai luați o pauză și mai scrieți-mi dacă sunteți înaintea mea. Câte suntem? 13. Au mai intrat doamne, au mai și ieșit, am fost 15 la un moment dat. Avem 7 like-uri, să nu uitați să-mi dați și cât un like. Și să lăsați și comentarii, că ne ajută mult. Să vadă YouTube-ul că suntem o comunitate interesată de ceea ce se oferă pe canal. Văzut pe un canal american, The Secret Yarnery, îi spune, este o tanti acolo, Krista o cheamă, are o cameră, ai de capul meu, e plină, plină cu fire. Deci îi, pe perete are așa numai rafturi, rafturi, rafturi în care e plin, plin, plin cu fire, așa cum vin ele în pachete și le ia din Turcia, de la Ice Yarns, așa e o firmă. M-am uitat și eu și odată mi-am comandat mai de mult, de mult, de mult. Când făceam păturici, mi-am comandat de acolo că am fost tare curioasă. Pe site, când le vezi, firele, acolo la Ice Yarns, sunt foarte ieftine. Deci vezi prețul, uai, nu știu, și bumbac. Eu mi-am luat un bumbac eco, nu știu ce mai zicea pe acolo, bumbac antialergen și nu știu cum. Și sub 4 lei era un ghem, 3 lei și ceva, 2 lei erau o grămadă de fire, super, super ieftine. Dar ce gândiți că dacă îți bagi în coș, cu cât îți bagi mai mult în coș, cu atât îți cresc taxele de transport. Și plătești mai mult transport decât firele. De exemplu, dacă îți iei fire de 150 de lei, și vin așa, dacă îți iei bumbac, îți vin 6 culori, 6 geme pe culoare, da? Dar nu-i mare lucru, zici, nu știu, 20 de lei, 6 geme, zici, wow. Dar dar
pe comandă de 150 de lei, cred că plăteam, adică aș fi plătit vreo 170 de lei taxele de transport, na. Deci, na, și tipa asta din America de care vă ziceam, de acolo și-o comandat, are două unboxing-uri, două parcă, are unul și-o cumpărat 30 de kilograme de fire și face un unboxing, dacă vreți să-mi spuneți că vă las link sau așa. Deci 30 de kilograme de fire și-o luat și lipsa camera și ea e drăguță, ea e o drăguță oricum. Și la ea am văzut și că face live-uri, cred că o dată pe săptămână. Na bun, eu am ajuns iară sus, fac la fel, da? Piciorul scurt, piciorul și-a alunecat, unul și încă unul din unde încep. Dar deja dacă sunteți înaintea mea... Da, și ei acolo, parcă miercurea, 3, 5, 3, 10, să că vă zic... Sincer, am pierdut numărătoarea. No. Treizeci. 40, mai fac pro 4. Fac câte un live. Nu lucrează nimeni. Na, cum îi ia... americană, vorbește și în engleză și vă dați seama că se întâlnesc din toate colțurile lumii, croșetăresele și povestesc că miercuria ce au pe croșetă, ce au în lucru. Așa, avem niște comentarii. De la Ina Elena. Elena, bună, eu... Oricum, dacă eram, cred că nu aveam nici jumătate de caracatiță. Nu-i nimica, pentru că live-ul o să rămână, Elena, și o să poți să lucrezi în ritmul tău, în caz că vrei să donezi și tu o caracatiță sau câte vrei să donezi sau să faci, modelul rămâne și voi puteți lucra după el. Doamna Maria, wow, ce frumos, îmi pare rău că am ajuns așa târziu. Doamna Maria, vreți să vă apucați de treabă? Eu vă zic ce aveți de făcut. Notați pe o foaie, eventual, și vă puteți apuca. Nicio problemă. Hop, hop. Deci, știe cineva cum arată piciorușul redus extins? Nu mi-ați răspuns. Acum eu glumesc, să știți. Da, așa am glumit eu când am văzut, tot așa pe YouTube, pe un canal, dar nu mai știu cum îl cheamă, tot ceva american că era. Și am văzut picioruș dublu, picioruș redus extins. Și zic, ia uite-te mă, când am gândit că le știu pe toate, mai apare un picioruș. Nu am crezut că le știu pe toate, dar da. Mi s-a părut super interesant. Și frumos arată. Și eu o să vi-l arăt și vouă într-un tutorial. M-am gândit să-l fac pentru acolo la școala de croșetat. Îl putem documenta. Că îl puteți folosi. E tare frumos. Parcă e mai frumos decât ăsta. Redus, simplu, normal. Pe care îl cunoșteam. No, ce faci, Georgie? Bun. Suntem 15, văd că ați mai venit. Ca să nu știți ce se întâmplă aici, croșetăm, facem o șezătoare online și croșetăm caracatițe pentru prematuri. Facem împreună caracatițe și le donăm la maternități.
Și stare mândră de asta. Nu știu de ce am strâns eu aici așa. Că de-abia mai intru în ochiuri și mi-e teamă că voi mă... Sunteți multe înaintea mea. Până vă ascult, fac și eu ceva. O păturică cu un cățel pentru dormit. Ah, eu ai o păturică din asta pentru bebeluși? Pentru dormit cu cățel? N-am făcut mult căței, să știți. Poate o să încercăm în curând să facem și un cățel. Eu vreau multe să fac, dar vedeți cum e cu jucăriile. Facem o caracatiță într-o oră. Dar uite că avem 85 de minute. O oră și 25 de minute. Și mai avem. Sunteți multe înaintea mea? Mihaela, salut! Bună, urmăresc și eu cu întârziere, dar o să fac săptămâna viitoare o caracatiță pentru Donata. Acum nu am reușit. Nu-i nimică, Mihaela. O să faci când poți. Nicio problemă. Mă bucur că ești aici. Deci, cât sunteți, Luiza? Pe unde ești? Ar fi interesant un cățel explicat de dumneavoastră. Haideți că o să încercăm cu timpul. Le facem pe toate. Vă promit asta, că o să lucrăm, nu o să rămână animal nelucrat. Căței, stai să mă gândesc, dar tare puține am făcut, sincer. Știu că o cunoștință a vrut un iepuraș i-am arătat eu de fapt o poză și am încercat să lucrez după poza aia și a ieșit cam cățel iepurașul meu. Avea urechile așa. Nu uitați ce am făcut, doamnelor. M-am grăbit cu lanțul și l-am făcut atâta de strâns că de-abia intru. Luiza zice că a început al cincelea, tu l-ai... Păi, nu-i bine, Luiza. Mai ia o pauză, mai bea din cafea, mai... Nu mai bea cafea, că e târziu. Cum mi-am dat seama? Nu, acum chiar că rămân mult mai în urmă. Că m-am grăbit să fac repede, să vă povestesc. Și l-am făcut atât de strâns. Ceapa lui. Deci, Luiza a terminat a cincea tentaculă. Nu este bine deloc, Georgie. Ce m-ai făcut să râd? Eu stau în picioare. O să-mi cumpăr un trepied în care și eu să stau și eu jos. Și când fac tutorialele, iau la final pauză, rămân fără lumină naturală și la bec mă dor ochii. Cum? La tine se întunecă? Eu chiar mă gândeam cât de puțină noapte mai avem. Mă trezisem pe la 4 și un pic azi noapte și se crăpa de ziua. Și până la cât e ziua? Până aproape de 10 seara. Da, și dacă ies afară îmi trage cățelul de fire. Căței n-am. Atâta mai mi lipsea aici. Pe lângă doi băieți Andrei care ne demolează casa, vă zic sincer. Mai ne trebuia și un cățel și nu mai aveam eu fire, cred că. Ăsta micu deja la un an jumate s-a obișnuit când vede că când mai ia el câte un ghem, dacă îmi zic, hei, ce faci? Vine și mi-l aduce. Ca și cum nu făceam nimic, ți-l dădeam.
celălalt când vede un gem oriunde. Ce uite gemurile lui mama. Mai ziceți și voi ceva, Luiza. Dacă ești așa de înainte, mai ia o pauză și ne mai povestește și tu. Luiza a câștigat la tutorialul cu iepurașul pe inel de lemn. A fost prima care a fost pe fază și a primit 500 de grame de umplutură. Avem 14 doamne. Să ne mai salutați. Dacă nu lucrați alături de noi, puteți să ne mai salutați, să ne mai spuneți cine sunteți, de unde sunteți și dacă veniți la noi în grupul Secretele Croșetei Fermecate, să ne arătați ce. Și vă dădeam din casă și vă spuneam că pentru cele care lucrează tutorialele mele, am o surpriză. În curând. Și tare mă bucur pentru ea. Eu mi-am dorit să canalul să fie o comunitate, așa cum mi-aș dori eu sau cum mi-aș fi dorit eu să găsesc. Cu exact așa, cu atmosfera asta în care ne sprijinim, ne ajutăm. Ne întâlnim, povestim, mediul ăsta online mi se pare că fix pentru asta e. Pentru că unde aș găsi eu, nu știu, 10 doamne care să croșeteze astăzi cu mine, caracatițe aici în Cluj. S-a schimbat lumea și nu mai chiar așa. Deși cred că înainte, când se făceau șezătoarele cu bunica, nici acolo nu erau, să zic așa, necunoscuți. Deci se făceau șezătoare pentru că erau mult mai multe doamne care croșetau prietene și cunoștințe. Acum, poate că mă înșel, dar nu cred că se adunau așa. Îmi ziceți voi dacă ați participat la șezătoare, ne puteți povesti. Luiza zice, da, mulțumesc mult pentru premiu, abia săptămâna trecută am reușit să fac și iepuraș. Oare cine le-a arătat, Luiza? Nu mai știu. Nu mai știu că, sincer, am văzut mulți și mă bucură chestia asta. Pot fi inegale ca lungime, da, asta vă ziceam, acum nu trebuie fix la milimetru. Ca la număr, doamna Violeta. Acum mă gândeam, cum am zis eu, că terminam într-o oră și cred că va ajunge la 2:93 de minute. Dar nu ne-am plictisit, așa-i? Au fost... Mie îmi place tare mult, sincer. Deci nu uitați să lucrați doar în bucla din față, aici. Ia să vedem câte mai ne intră. Eu am 4. Nu mai mă încurcați. Bun.
Mă place firul meu. De-abia, de-abia aștept să văd ce fire ați ales și cum arată caracatițele voastre. Sincer. Și mă bucur tare mult și vă mulțumesc încă o dată că lucrați alături de mine. Deci o avem pe Teo, o avem pe doamna Elena, pe doamna Violeta și pe Luiza. Mai e cineva care lucrează cu noi, în rând cu noi. Caracatița. Hello, Iulia zice, eu sunt pe fir, dar croșetez la o comandă. Spor la comenzi, Iulia. Ai terminat de editat. Iulia, și cred că și doamnele sunt recunoscătoare, pentru că fără Iulia n-aveam noi filmulețe, doamnelor. Ea editează. N-aș fi avut timp să mai editez și nici nu sunt talentată. Iulia e și talentată și pasionată și e tare drăguță, așa-i? Ziceți și voi. Dana. Și Dana lucrează. Super! Hai că facem ceva. Mai am de rezolvăm. Am filmat puțin în avans. Ca să nu ne mai stresăm și să ne mai eliberăm de lucru. Și Iulia mai are de editat. Și apoi le programează Alexandra și suntem cu 2 săptămâni în avans. Până când se poate trimite caracatița, ne întreabă doamna Letiția. Doamna Letiția, oricând mi-o trimiteți, eu am cui să o dau. Sau, dacă vreți dumneavoastră, ziceam că puteți să mergeți de dumneavoastră cu ea la maternitatea, din oraș. Eu m-am gândit că aș putea să adun mai multe și să le duc așa, să fie o bucurie, dar eu le pot duce doar aici, în Cluj. Acum, nu e nicio problemă dacă dumneavoastră vreți să lucrați și să o duceți dumneavoastră la maternitatea din oraș. E foarte bine. No. Cum alegeți dumneavoastră? Și nu este termen. Și să știți că toate, că și eu așa o să fac când am un pic de timp liber. Asta se poate lua oriunde cu noi. Eu m-am apucat și croșetez și pe drumul de la Cluj la Sighișoara. Avem mașină. Vedeți că nu e un proiect atât de complicat în care să ne trebuiască mai multe fire, mai prea multe lucruri nu ne trebuie. Așa că... Și doamna Letița, o să rămână videoul pe canal și puteți să faceți după video sau dacă vă descurcați. Nu trebuie să fie fix ca asta. Eu am zis că facem împreună aceasta frumoasă. Deci a strânge și a lucra caracatițe pentru prematuri. Să-mi ziceți cum sunteți, fetelor. Am 4 tentacule și lucrez la a cincea. Sunteți multe înaintea mea. Ați luat o pauză? Oare de ce fac așa încet? Eu de obicei lucrez repede. Da. Of. Cel puțin acum știm. La evorile o să le... Dacă vreți, o să-mi spuneți voi. Dacă vreți să facem așa o întâlnire la 2 săptămâni, adunăm
Întrebări, croșetăm împreună fiecare ce vrea, povestim despre ce lucrăm, ce am mai lucrat, ce dacă aveți la jucării ceva întrebări în legătură cu tutorialele sau în legătură cu orice jucărie sau orice problemă. O să ne putem întâlni la o șezătoare online. Mie îmi place tare mult. Și dacă ați rămas cu mine, cred că vă place și vouă. Aș vrea să vă mai deranjez din când în când, să mai scrieți comentarii, că mă simt în urmă. Doamne, i-am zis soțului să ducă copiii afară o oră și noi deja de 2 ore. Niciodată nu pot estima, să știți. Asta e o chestie tare. Zici, asta e simplă și merge repede și o lucrăm într-o oră și așa fac și cu jucăriile. Au intrat copiii, dragile mele. În caz că auziți scandal, cred că le e foame. Ăsta micul direct la ușă. Acum îl aud. Na bun, doamna Elena zice, o să-mi iasă nouă. Nu-i nimic, a bune și nouă. Și eu cred că da, avem 18 și am mers din două în două, așa e, doamna Elena. Că așa e normal cu matematica. N-am zis eu bine. Dar cum puteam să facem să ne iasă 8? Că dacă mai scădeam o dată, erau 12 și ieșeau 6. Dumneavoastră sunteți la final, doamna Elena. Chiar aveți no al noua, a noua tentaculă. Ce viteză! Wow! Nu-i nimica nici nouă. Eu zic că cu cât sunt mai multe, cu atât e mai bine, nu? Noi nu le spunem octopus, noi le zicem cum vine cu nouă. Bine ziceți că facem tot din două în două, tot la al doilea facem. Dar n-au cum să iasă numai 8. Numai dacă săream, știți, să fi sărit undeva de 2 ori. Mă tot grăbesc, dar nu pot mai repede. Sunteți voi prea rapide. Să nu mai ziceți. Noctopus, zice Iulia. Noctopus le zicem noi. Dar eu zic că cu cât mai multe, cu atât e mai bine. Vedeți că nu e nimic bătut în cuie și puteți să mergeți eu, de exemplu, de 2 ori. Și dacă voi sunteți așa de în față, cred că o să fac eu așa. Măcar cu una să vă fentez. Știți? Cum zic? Că eu câte mai am? Mai am așa. Am 3, 5. Și eu lucrez aici a șasea. Și vine aici a șaptea. Uite, eu nu știu ce am făcut, doamna Elena. Că eu cred că mie mi-e 8. Dar eu am făcut ce v-am zis. 3, 4, dar logic să aveți 9. Nanoptopus. Așa-i zicem, nanoptopus. 3, 4, 5.
Na bun. Și îmi zice Teo, eu sunt cam în urmă de a merge. Draga de tine, Teo, nu-i nicio problemă. Mă bucur că ești în urmă, măcar tu. Dacă erai și tu, Teo, înaintea mea, ce mă ziceam? Mă făceam de minune. Na bun. Na, nu octopus. Iulia a zis noctopus. E bine și noctopus. Dar mie de ce mi-e ciudat, nu? Am 3, 4, 5, acum mă fac pe a 6-a. Na. Copiii, cred că au mai venit cu un copil în casă. Au cule. Doamna Elena a terminat toate 9. Aoleu, imediat ne apropiem de 2 ore, doamnelor. Nu vă supărați pe mine așa-i? Că v-am promis o oră și trecem de 2. Letiția, stai liniștită, eu sunt cea mai în urmă, nici n-am început. Doamne, de ce-mi place atmosfera cu voi? Vă dați seama că dacă ies afară aici, în fața blocului și stau cu copii, croșetez, mă mai vede cineva? N-am, nu. Nici nu mă bagă lumea în seamă, zice că ce-i cu asta, săracă. De asta mă bucur tare mult de comunitate și de voi, că sunteți alături de mine. Glumim, ne simțim bine. Iulia, eu mă bucur tare că v-am prins. Și noi ne bucurăm, Iulia, că ești cu noi. Îți place, așa-i? Vai, dar să nu se întunece, la cât se întunecă fetelor? Noroc că le-am făcut de mâncare la băieți. Înainte să mă apuc, am avut un moment de sclipire, că le-am pregătit mâncărica, cina, și acum au venit și gata mâncarea. Ei mănâncă. Piticul plânge, l-auziți oare? Așa plânge el când nu primește ce vrea. Cred că vrea la mine. Acum nu mai avem tare mult. Doamne. Trei, patru, cinci, șase. Mi s-a încurcat firul aici. Mi-a trimis Andreea Huter niște poze. Ești cu noi, Andreea? Nu văd pe Facebook nimic. Of, of. Ăsta micul nu se lasă când vrea ceva. E cam așa de încăpățânat ca mami și tati la un loc.
La mine vrea, da. Na, bun. Unu, doi, trei, patru, cinci. Nu stau în mulții, doamnelor. Zice doamna Elena să mă opresc. Să... Da, s-a liniștit, să știți că nu... Ne-am obișnuit cu el. Ne spui ce să facem. Da, ați ajuns oare acolo la a noua? Că în momentul ăsta trebuie doar să treceți la... Să treceți cu croșeta. Să vedem dacă se vede bine, bine. Dumneavoastră sunteți undeva aici, da? Și deja se vede pe partea de dinăuntru. Se vede, se văd piciorușele. 12, 18 o să fie. Ah. Da, știu, știu. Să știți că are un plâns foarte dramatic, așa, dar nu e chiar așa de dramatic cum pare. Deci, vedeți că aveți 18 piciorușe, bucla din spate. Și mergeți cu un picioruș simplu și o scădere următorul rând, da? Până vă rămân 12, apoi rămâneți cu 6 și închideți, lăsați un fir mai lung și închideți, închideți lucru normal ca la jucării. Voi sunteți deja acolo? Să vedem eu câte mai am. 3, 4, 5. Oare cum să fac să ajung eu și eu așa de repede? O, nu cred. Uitați că deja s-a liniștit. Eu vă zic că el încearcă. Luiza, tu pe unde ești? Aș vrea totuși să-l avem, să avem caracatița finalizată, că rămâne și pentru restul. Și nu, să fie toată. Dacă am putea să luăm o pauză, era ceva deosebit. Dar nu pot să-l pun pe pauză, că iese. Putem să facem cumva o simulare, pentru că cred că... Oare câte minute îmi iau o tentaculă? Câte ziceam că aveam? Nu mai știu câte și mi-ar mai trebui două. Deci mult. Haideți că... Știu cum fac. Ca să terminăm. Voi ați ajuns, ați terminat cu tentaculele. Doamna Elena, Luiza, mai am unul și băiatul meu la fel face. Și știu sentimentul bine. No, bine, haideți că eu mă duc și o să mă întorc, știți? Eu mă duc un pic cu piciorușe ca să vă pot arăta cum se încheie. Și apoi eu îmi desfac la mine. Mă duc aici. Ah, dar n-am putut, că am intrat în amândouă și nu vă pot arăta. Fac tiptil, tiptil. Merg tiptil, tiptil. Așa.
Și am ajuns la final, da? Să zicem că am croșetat și aici, în găurica asta. Și aici mai am rămân mie două tentacule. Bine, ei acum se joacă, vedeți? Da. Dar nu mai stăm, nu mai stăm. Vă arăt cum să încheiem și voi faceți tentaculele care le mai aveți de făcut. A început să plângă. Bun. Și mergem în bucla din spate și efectiv treceți, da? Pac, mergeți cu tot un tiptil din ăsta, un picioruș alunecat. Pac, pac. Picioruș și Doamne, Doamne. Și mergem cu scădere până la capătul rândului. Îi un pic mai greu, vedeți voi? Că acum o să fie mai greu, că lucrăm doar într-o buclă. Și iarăși. 1. Rândului. Și ne rămân 12. Și după aceea o să se închidă cu 6. Mai facem încă 6 scăderi. Știți? Și alea 6 scăderi nu o să mai fie așa de greu de lucrat, pentru că o să putem să le facem în amândouă buclele de aici. Da? Ați înțeles, așa-i? Îmi scrieți dacă ați înțeles, dacă s-a văzut ce am făcut și am explicat destul de bine. Așa. Ah, e greu, nu e ușor ce facem aici. Dana îmi zice, da, e perfect. Mă bucur, Dana, că ai înțeles. Și vedeți ce fain merge. Na, și după aceea încă un rând numai cu scăderi. Și s-a încheiat. Trageți frumos ca la jucării. Și încheiați tot. Na, s-a liniștit copilul. Ceapa lui. M-am supărat. Da. Aici așa am făcut eu astea și nu o să pot să vă arăt doagele mele pentru că am lucrat cu piciorușe simple, dar așa e de strâns acolo și nu o să pot să intru. Oricum va trebui să desfac eu. Dar următorul rând, faceți încă scăderi în fiecare și am terminat. Na, durează mai mult de 2 ore. De acum o să știm. Bun, am și eu, uitați că și ale mele sunt destul de care. Mai lungă, mai scurtă, dar nu e problemă. Și tare drăgălașă o să fie, vedeți? Când le și aranjăm și vă puneți și voi acolo caracatițele. Alexandra îmi zice foarte faine culoare ai ales, Jolsi, mulțumesc. E o singură culoare, deci e un singur fir. Luiza, eu am înțeles, mulțumim, te pup. Bine, și eu vă pup și mulțumesc că ați lucrat alături de mine. Îmi cer scuze că terminăm înainte să avem gata caracatițele, dar a durat 2 ore. Mulțumesc, vă pup! O seară frumoasă, pa, pa! Hai să vedem cum închid.